cauza faptului că noi am discutat ce se întâmplă cu testele. Da. În orice caz, astăzi mi se pare subiectul zilei măsurile relaxate de sărbători. Încă ne așteptam la ceva măsuri. Încă nu s-au votat, dar mă rog, e ca un pas, că noi până la urmă le anunțăm ca și... E adevărat, dar oricum nu vor fi foarte stricte, asta, da, e, asta e semnalul. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanović și vă invităm la Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Măsuri mai relaxate de sărbători. Vor putea fi organizate petreceri în funcție de rata de incidență din fiecare localitate. Pentru a se evita aglomerația, magazinele vor fi deschise până la orele 22. Un bărbat din Rădăuți a fost ucis de un deținut, de un fost deținut, pentru că nu ar fi vrut să dea petrecere de ziua lui. Recidivistul a fugit apoi într-un parc din apropiere, însă a fost prins de polițiști. O femeie din Botoșani, mamă a 7 copii, a băut dintr-o dată aproape jumătate de litru de vodcă. După un pariu cu mai mulți săteni, tânăra a ajuns în spital în coma alcoolică. Și un om de afaceri din Bacău și-a transformat biroul în bordel. Adolescentele, unele chiar și de 13 ani, jucau în spectacole erotice, întrețineau relații sexuale contra cost și se drogau. Crimă înfiorătoare în orașul Rădăuți. Un bărbat a fost înjunghiat în propria locuință de un fost deținut. Se pare că acesta a încercat să-l atace apoi și pe fiul bărbatului, care din fericire a reușit să fugă și să se ascundă la un vecin. Cum nu l-a găsit, fostul deținut a mers într-un parc unde a încercat să rănească și alți oameni. Oamenii legii au reușit să-l prindă înainte de a mai produce și alte tragedii. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Victima, un bărbat de 53 de ani, își sărbătorea ziua de nume cu ocazia Sfântului Nicolae, iar cel ce avea să ia viața a venit în vizită. Când și-a dat seama că sărbătoritul nu are gânduri de petrecere, bărbatul a scos un cuțit. Localnicii sunt în șoc după aflarea veștilor despre vecinul lor. Foarte cum să cade era. Nu cred că a avut o altercate cu careva. Era un băiat bun, era foarte cum se cade. Bun era un om, era un om foarte bun, înțelegător. Nu face rău la nimeni, nu era bețvan, nu era nimic. Era un om ca lumea. După ce și-a lăsat victima să zacă pe podea, agresorul a vrut să-i atace și fiul, care a reușit la timp să fugă la un vecin. Ce a auzit? Că a intrat peste el în casă și l-a tăiat. L-a omorât. Spune că era cu băiatul singur, băiatul sărac a ieșit afară. Asta am auzit și noi. Lumea spunea că pe el, când eu... L-a tăiat cu cuțitul, băietul a fugit și a vrut să fugă la un vecin și a fugit până în partea asta înaltă și el o lua pe strada aia înaltă. O vrut și pe el, cred că, să-l tai. Băiatul a fugit din casă. Se spune că el era într-o altă cameră unde făcea baie. Băietul a auzit țâmpite și așa și numai a fugit în stradă. În timp ce îl căuta pe fiul bărbatului, agresorul a ajuns într-un parc din apropiere. Bărbatul este recidivist. În urmă cu un an a ieșit din închisoare după o sentință de 23 de ani venită tot în urma unei crime. Acesta a fost preluat în custodie de polițiști, ulterior audiat, prezentat procurorului criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, acesta dispunând reținerea pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat. Ulterior, agresorul va fi prezentat instanței competente cu propunere de emitere a mandatului de arestare preventivă. Anchetatorii încearcă acum să afle întreaga poveste și circumstanțele în care s-a produs incidentul. De necrezut, un om de afaceri și-a transformat biroul, pe care l-avea într-un depozit, în bordel. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a racolat mai multe tinere, pe care le plasa clienților care veneau la biroul său. Și asta nu e tot, afaceristul organiza petreceri la care adolescentele consumau alcool și droguri. Colegul nostru Cristian Cosmagiu ne spune ce condamnare a primit bărbatul și dacă decizia instanței este definitivă. Bun găsit, Cristian, te ascultăm. Bună dimineața! Despre petreceri s-a aflat după ce, în urma unei sesizări, anchetatorii au efectuat o percheziție la depozitul în care adolescentele erau practic forțate să se prostitueze. Una dintre tinere a și fost audiată și a povestit cum se derulau aceste petreceri. Ulterior, ea a mai dezvăluit că, după ce a dat declarațiile, omul de afaceri i-a trimis mai multe mesaje de amenințare care o priveau pe ea și pe familia ei. În urma cercetărilor s-a confirmat faptul că bărbatul de 50 de ani a practicat proxenetismul între 2014 și 2019. Pe lângă petrecerile în urma cărora invitații profitau de tinere, bărbatul mai organiza în biroul său și așa zise spectacole erotice pe care le și filma. Fetele, printre care și minore de 13 ani, erau răsplătite cu alcool, substanțe stupefiante sau bani. În urma unor îndelungi audieri, bărbatul și-a
recunoscut faptele, iar inițial i-a fost pus sechestru pe bani și pe mai multe bunuri, printre care imobile. După decizia pronunțată de Tribunalul Bacău, acesta a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru proxenetism, influențarea declarațiilor și răzbunare după ajutorul dat justiției. Mai mult decât atât, acesta va trebui să plătească victimelor sale și daune morale care însumează 19.000 de lei. Decizia însă poate fi atacată cu recurs. Focuri de armă pentru prinderea unui tânăr de 23 de ani care a furat o mașină din Galați și a vrut să ajungă la Brăila. Mai mult, acesta avea permisul de conducere suspendat pentru consum de droguri. Peștii au pornit în urmărirea sa pe DN2B, iar în apropiere de intrarea în localitatea Mircea Vodă, șoferul a fost somat prin rampa acustică să oprească, altfel va fi folosit armamentul din dotare. Bărbatul și-a continuat deplasarea, astfel fiind trase mai multe focuri în plan vertical, dar și în pneurile autovehiculului, reușindu-se oprirea acestuia. Oamenii legii îl suspectează că și de această dată s-ar fi aflat sub influența substanțelor psihoactive. Tânărul teribilist a fost testat cu aparatul drug test, dar rezultatul a ieșit neconcludent, așa că i-au fost recoltate probe biologice, a fost reținut pentru 24 de ore. Din bar, direct în spital, i s-a întâmplat unei tinere mamă a 7 copii din județul Botoșan, care a intrat în comă alcoolică după ce a băut aproape o jumătate de litru de vodcă. Femeia s-ar fi luat la întrecere cu mai mulți vecini împătimiți ai paharului. Colegul nostru Adrian Negru ne spune care este acum starea de sănătate a mamei și dacă riscă să fie decăzută din drepturile părintești. Bună dimineața, Adrian, te ascultăm. Bună dimineața! Tânăra, în vârstă de numai 31 de ani, este mamă a 7 copii și locuiește în apropiere de orașul Săveni. Conform martorilor, femeia se afla într-un bar din apropierea casei împreună cu mai mulți vecini. Cu toții au părea să vadă care reușește să bea o cantitate mai mare de tărie. Tânăra mamă, fără să stea prea mult pe gânduri, și-a pus într-o halbă de bere o cantitate de 400 de mililitri de vodcă, pe care a băut-o dintr-o înghițitură. Femeia nu doar că a câștigat pariul, însă la scurt timp aceasta a căzut inconștientă sub masă, sub privirile îngrozite ale celor prezenți în bar. Partenerii de pahar ai femeii au sunat de îndată la numărul de urgență 112 pentru a cere sprijinul medicilor. Femeia a fost transportată în cele din urmă la spital, acolo unde a primit îngrijiri medicale și și-a revenit cu greu după ore bune în care s-a aflat în comă alcoolică. Totodată, aceasta a fost transferată la secția de psihiatrie pentru un consult de specialitate. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla în continuare cu cei 7 copii ai femeii. Dacă vă gândiți să vă petreceți noaptea dintre ani la munte, trebuie să știți că mai toate locurile de cazare sunt deja ocupate. Ce bunătăți le-au pregătit hotelierii turiștilor, veți afla imediat la Focus la prima oră. Doar norocul a făcut ca o tragedie să nu se întâmple în spitalul din Lugoj. O bucată din tavanul spălătoriei s-a prăbușit din senin. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, deoarece în acel moment nicio persoană nu se afla în încăpere. Colegul nostru Ovidiu Vărădeanu ne spune dacă se știu cauzele care au dus la producerea acestui incident. Te ascultăm. Bun găsit, lucrarea de mântuială a făcut ca bucata de mortar de câteva kilograme bune să se desprindă de tavan și să cadă la intrarea în spălătoria unității medicale. De altfel, tavanul clădirii, care se află în curtea spitalului din Lugoj, a fost reabilitat în urmă cu mai puțin de 3 ani. Se pare că încă de atunci salariații au sesizat că lucrările au fost făcute, să spunem, pe repede înainte, și asta pentru a încheia cât mai urgent modernizarea unității. Mai mulți angajați spuneau că primele probleme au apărut la tavan imediat după finalizarea lucrărilor la spălătorie. În această dimineață, când au venit la muncă, angajații au descoperit bucățile de tavan căzute la câțiva metri de mașinile de spălat. La spital au început astăzi o anchetă internă și în același timp a fost sesizată și poliția din Lugoj. Mai trebuie spus că în urmă cu câteva luni un alt incident a fost înregistrat la unitatea medicală, atunci când în sala de operații o lampă s-a desprins și a lovit o asistentă în cap. Angajata spitalului a ajuns la o clinică din Timișoara pentru îngrijiri medicale. Atât deocamdată de aici. La revedere!
Cei doi tineri din Vrancea care s-au filmat în timp ce dansau manele pe o mașină de poliție au fost reținuți pentru 24 de ore. Totul a ieșit la iveală după ce imaginile au fost postate pe o rețea socială acolo, unde au fost văzute și de oamenii legii, care s-au autosesizat și au identificat pe cei doi dansatori de ocazie. Imaginea a fost filmată în localitatea vrânceană Timboiești. Cei doi băieți de 15, respectiv 16 ani, au găsit mașina poliției parcată. Au profitat de faptul că agenții nu se aflau prin preajmă și s-au urcat pe portbagajul mașinii. Au pus manele, au început să danseze și, mândri de ceea ce au făcut, au postat clipul pe rețelele de socializare. Așa au fost văzute imagine și de polițiștii care s-au autosesizat. Deși polițiștii nu se aflau în apropiere în acel moment, iar tinerii probabil au crezut că gestul lor nu va avea repercusiuni, la scurt timp au fost identificați de polițiști. Aceștia au fost conduși la sediul subunității de poliție, iar cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Imaginile postate de cei doi tineri au strâns sute de comentarii și au fost distribuite de peste 1000 de ori. Acuzații de luare de mită la Vama Bor și mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi primit diferite sume de bani pentru a le permite unor șoferi să treacă granița fără să stea în coloana de camioane. Și asta nu e tot. Câțiva agenți sunt bănuiți că i-ar fi ajutat pe unii pasageri să scape de carantina obligatorie la întoarcerea în România. Agenții au fost reținuți pentru 24 de ore, iar astăzi vor ajunge în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă. Perchezițiile de amploare au avut loc atât în clădirile administrative ale Vămii Borș, cât și pe arterele de control. În total, 6 agenți de frontieră au fost duși la audieri la parchet. Sunt acuzați că ar fi profitat atât de cozile care se formează la graniță, cât și de pandemie, ca să câștige bani ilegal. Au pretins și primit sume de bani de la conducătorii camioanelor de transport marfă pentru a le facilita acestora reducerea timpilor de așteptare în coloana ce se formea pe drumul european 60, permițându-le accesul în fața coloanei formate. Ajutorul costa între 50 de lei și 100 de euro. Mai mult, tot în schimbul banilor, agenții ar fi închis ochii și în ceea ce privește carantinarea, dar și verificarea documentelor transportatorilor de marfă. Acțiunile sunt diferite, sunt mai multe persoane, fiecare persoană are acuzații concrete în mod diferit. Se pare că sunt fapte și din 2020 și din 2021. Vreau să vă întreb clientul dumneavoastră dacă a făcut declarații. Nu pot să vă răspund. Dosarul este instrumentat de Direcția Generală Anticorupție și parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Nu este pentru prima dată când agenții la Vama care leagă România de Ungaria sunt vizați de acuzații de luare de mită. În luna noiembrie, un polițist de frontieră din Borș a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce a cerut 200 de euro unei persoane ca să nu îi aplice o sancțiune contravențională și să-i permită accesul în țară. Măsuri mai blânde pentru zilele de sărbători. Noaptea vom circula fără restricții, iar masca nu va mai fi obligatorie pe stradă. Dacă până acum persoanele neimunizate nu puteau intra în mall-uri, de acum acestea vor avea acces în centrele comerciale doar cu un test negativ, certificatul de vaccinare nemai fiind obligatoriu. Pentru a intra în vigoare, măsurile despre care vorbim, propuse aseară de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, trebuie aprobate în ședința de guvern de astăzi. Eliminarea interdicțiilor de circulație a persoanelor în cursul nopții. Crește intervalul orar de la 21 la 22 pentru toți agenții economici, care includ magazine, restaurante. Se elimină obligativitatea purtării măștii în toate spațiile deschise și rămâne limitată la spațiile deschise aglomerate, și anume vorbim aici de stații de autobuz, locurile unde se formează coz, piețe, târguri. Permiterea accesului în mall-uri, magazine mari, inclusiv vorbim aici de cele care nu sunt esențiale, se va permite nu numai persoanelor vaccinate și trecute prin boală, dar și persoanelor care sunt testate cu un test PCR de 72 de ore sau test antigen de 48 de ore. Toate activitățile care erau limitate până la 30% vor fi permise până la 50%. Aici vorbim de cinematografe, teatre, activități sportive. Cât despre nopțile de Crăciun și Anul Nou, relaxările sunt și mai mari. Pentru nopțile de Crăciun și Anul Nou, noaptea de 24 spre 25 și 31 spre 1. Nu vor fi restricții referitoare la ora
până la care vor fi deschise restaurantele sau vor fi funcțional operatorii economici. Deci pot fi pe toată durata nopții, dar cu limită de 50% la locurile care pot fi ocupate și cu prezentarea certificatului de vaccinat trecut prin boală sau testat. Totodată, la unitățile de cazare, unde nu există limită la capacitate, până acum erau doar permise pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală, acum se introduc și persoanele testate. Măsurile propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență trebuie aprobate acum prin hotărâre de guvern. Epidemiologii susțin că valul 5 al pandemiei de COVID va face mai puține victime față de celelalte 4. Până acum, toți pacienții care s-au infectat cu varianta Omicron au făcut doar forme ușoare ale bolii. Cu toate acestea, lucrurile se pot schimba oricând. Medicii atrag atenția din nou că vaccinul este singura soluție pentru a nu ne infecta cu SARS-CoV-2. În România au fost confirmate 2 cazuri de infectare cu varianta Omicron. Epidemiologii prezic că cel târziu, la începutul lunii februarie, va începe valul 5, un val care se anunță însă mai blând. Ar fi varianta cea mai ușoară, cea mai ușor de dus simptomatic, deoarece persoanele, cel puțin până în acest moment vaccinate, fac forme asimptomatice sau ușoare de boală. Există totuși un risc între 5 și 9% să se dezvolte forme severe de boală la persoanele nevaccinate. Și de această dată, factorul decisiv rămâne vaccinul. Dacă populația este de o anumită anvergură, adică un mare procent de persoane nevaccinate, și noi în România încă avem un mare procent de persoane nevaccinate, există posibilitatea să creeze alte mutații. Oamenii care sunt vaccinați și trecuți prin boală vor fi cei mai feriți de varianta Omicron. În momentul în care am trecut prin boală și vin să întăresc răspunsul imun prin vaccinare, este până la urmă cea mai bună soluție. S-a demonstrat că cei care au avut un dublu mecanism, trecere prin boală și vaccinare, schema completă, sunt cei care au cel mai bun echilibru la nivelul sistemului imunitar. Peste 7,5 milioane de români s-au vaccinat cu ambele doze. Din cauza pandemiei și a restricțiilor de călătorie, tot mai mulți români renunță la vacanțele în străinătate. În topul preferințelor este acum Sinaia și Poiana Brașov, însă cele mai mari surprize vin anul acesta din Delta, acolo unde nu mai e niciun loc liber pentru Revelion. Detalii ne aduce acum colega noastră, Alina Cichi. Bun găsit! Punctul zero al vacanțelor de iarnă îl reprezintă Poiana Brașov și asta nu mai e o surpriză, pentru că rezervările s-au făcut cu câteva luni înainte. E adevărat, și la Rânca, unde există deja un strat consistent de zăpadă, dar și la Azuga sau la Bușteni s-au îndreptat preferințele românilor. Și asta nu e de mirare, pentru că un număr tot mai mare de români aleg să petreacă aici și să nu mai plece în străinătate. Tur operatorii vorbesc de un procent destul de mare, 60% dintre românii care alegeau anii trecuți destinații precum Elveția sau Austria, aleg să petreacă la noi de data aceasta. De Crăciun, 70% dintre locurile de cazare sunt deja ocupate, un procent destul de mare având în vedere că anul trecut nu bifam mai mult de 25%. Băile Herculane sau Băile Felix reprezintă stațiuni favorite ale românilor. Să vorbim acum un pic despre prețuri. De Crăciun, în Poiana Brașov, la un hotel de 4 stele, pentru 3 nopți de cazare și mic dejun inclus, turiștii vor fi nevoiți să plătească un preț de 650 de lei. În Bușteni, ceva mai scump, 780 de lei, iar la Băile Herculane, 1000 de lei, asta incluzând însă și masa festivă de Crăciun. Surpriza vine însă din Delta, așa cum povesteați și voi, pentru că acolo nu mai există niciun loc disponibil de Revelion. De Crăciun mai puteți însă găsi, dacă vă grăbiți, cu prețuri începând de la 130 de euro. Dacă alegeți însă destinații din afara țării, precum Italia, la un hotel de 4 stele, prețurile pornesc începând de la 1400 de euro, iar în Austria prețurile de la 500 de euro de persoană. Reprezentanții industriei Horeca i-au invitat la Craiova pe oficialii guvernului pentru a discuta despre viitoarele măsuri de sprijin. Au cerut nu doar ajutor financiar, dar și renunțarea la închiderea restaurantelor la ora 21 pentru persoanele care au certificat verde. Cerem sprijin financiar pentru finalizarea măsurii 2, capital de lucru demarat încă din decembrie 2020. Ea este activată în această lună, dar numai pentru o parte din sumele promise din 2020 și așteptăm găsirea unei soluții în așa fel încât această măsură să fie finalizată. Antreprenorii din industria locală la nivel de țară au foarte mare nevoie de acești bani pentru a trece peste această perioadă. De asemenea,
Cerem finalizarea măsurilor de compensare cu 20% a pierderilor registrate în 2020 față de 2019 la finalul anului 2021. În ceea ce privește forța de muncă, am cerut modificarea codului muncii pentru a putea oferi flexibilitate când este vorba de angajarea de forță de muncă în industria ospitalității. În contextul actual, mai mult ca niciodată, în această industrie este nevoie de flexibilitate și în formula actuală a codului muncii acest lucru nu este permis. Și să nu uităm că în industria ospitalității ne confruntăm cu o acută lipsă de personal, de aceea este nevoie de o strategie sectorială focusată pe retenția forței de muncă și instruirea unei noi generații de personal în industria noastră. Trei noi echipamente medicale de la Spitalul de Recuperare din Iași vor face ca recuperarea pacienților să fie mai rapidă și mai ușoară. Un robot unic în România, care a costat peste 2 milioane de euro, îi ajută să facă primii pași pe pacienții care nu se mai pot deplasa. În urmă cu 3 săptămâni, Gheorghe Jucan a suferit un accident și credea că nu mai are nicio șansă să meargă. Acum, suceveanul a ajuns la Spitalul de Recuperare din Iași. E extraordinar de important. Pe mine m-a adus o legumă. M-a operat la neurochirurgie. Am stat 2 săptămâni și acum m-a adus de vreo 5 zile aici. Și în fiecare zi am progres. Am zis că n-am să mai merg niciodată, dar sper să reușesc să-mi revin. Și încerca să-și fășesc cât mai natural. Noul sistem este unic în țară și ajută foarte mult în activitatea medicală. Este vorba de un sistem robotizat de antrenament al membrelor superioare. Este alcătuit dintr-un sistem cu 2 brațe robotice care vor fi amprentate ca un exoschelet pe membrele superioare ale pacientului în perfect confort și perfect adaptare în funcție de datele antropometrice ale pacientului. Spitalul de Recuperare din Iași tratează pacienți din toată regiunea de nord-est a țării și de foarte multe ori sunt liste de așteptare datorită dotărilor de ultimă generație. Scopul acestei dotări a spitalului a fost, de fapt, reducerea timpului de acces la serviciile medicale oferite de spital. Așa cum știți, înainte de pandemie erau liste de așteptare la cei 2 roboți de câteva luni. Noi, cu aceste dotări, ne dorim să reducem acest timp de acces și totodată să integrăm cât mai rapid pacientul în societate. Acest robot este util întrucât masa ergonomică de care dispune, reglabilă pe înălțime, optimizează poziția pacientului, iar sistemul de susținere a membrului nu îl blochează într-o poziție fixă. Acest lucru permite adaptarea terapiei pentru fiecare caz în parte, în funcție de necesitățile și abilitățile fiecărui pacient. Vino melodie. Era ceva cu ploua infernal. Da, da, e și cu lapoviță. Ce faci și oprește. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. De mâine, așa, pentru că astăzi în continuare sunt anunțate ploi și plouă de ore bune în capitală. Vremea mohorâtă este urțel. Sunt anunțate ploi nu numai în Muntenia, ci și în Dobrogea, în unele locuri și în Oltenia. Iar mai e cod galben astăzi? Da, suntem în continuare sub cod galben de ninsori însemnate cantitativ și intensificări ale vântului pentru sudul și estul Transilvaniei, nordul, centrul Moldovei, dar și la munte. Până astăzi la ora 18 în aceste zone sunt așteptate ninsori. În zona montană și submontană, pe alocuri, se va depune și strat consistent de zăpadă. Și deci trebuie să ne spui de temperaturi în condițiile astea. Da, da, o să vă spun. Vă dau detalii chiar acum. Însă începem cu Europa, unde vremea va fi închisă și apar precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în sud-vest, nord-vest, nord și est. Izolat, cantitățile de apă, să știți că vor fi mai însemnate. În restul continentului vor fi doar precipitații slabe pe arii restrânse. Mai scad valorile termice față de ziua de ieri în partea de sud-vest, în timp ce în celelalte zone nu se vor schimba semnificativ. La noi în țară se răcește în jumătatea de nord, iar în restul țării temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. În sud, est și centru, vremea va fi închisă și sunt anunțate ploi și ninsori. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, izolat și în Oltenia, iar în Moldova și local în Transilvania sunt anunțate ninsori. Și la munte
să știți că o să ningă temporar, iar în Carpații de Curbură vântul va viscoli zăpada. Maximele astăzi se vor situa între minus 3 grade în nordul Moldovei și 9-10 grade pe litoral. În capitală astăzi vremea va fi tot mohorâtă de dimineață, va ploua trecător sau va burnița, iar temperatura maximă o să urce astăzi până la 6 grade. Mâine însă se mai încălzește ușor, dar la primele ore ale dimineții o să fie ceață și nor de nivel jos. Maxima va fi în jurul valorii de 8 grade, iar vineri să știți că valorile termice vor urca peste normalul perioadei. Cu toate acestea, pe parcursul zilei cerul va fi norat, iar temperatura maximă o să ajungă până la 9 grade. Mă întorc la voi acum. Mulțumim tare mult, Georgia! Un proiect inedit aduce povești traduse în limbaj mimico-gestual într-un format adaptat zilelor noastre. Mai multe informații despre conținutul gratuit care poate fi accesat de copiii cu deficiențe de auz și de vorbire aflăm în scurt timp după publicitate la Trend IT. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. Pe inteligența artificială și învățarea mecanică. Apple va înființa un campus în Carolina de Nord, unde va găzdui până la 3.000 de angajați. Majoritatea locurilor de muncă axându-se pe învățare automată, inteligența artificială, ingineria software și alte domenii tehnologice. Spotify a lansat subscripțiile pentru podcasturi. Platforma audio online Spotify a lansat un test de podcasturi cu conținut plătit fără deducerea comisionului în primii 2 ani în comparație cu Apple. Încă în test, formula este rezervată momentan pentru 12 creatori de podcast. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Măsuri mai relaxate de sărbători vor putea fi organizate petreceri în funcție de rata de incidență din fiecare localitate. Pentru a se evita aglomerația, magazinele vor fi deschise până la ora 22. Un bărbat din Rădăuț a fost ucis de un fost deținut pentru că nu ar fi vrut să dea petrecere de ziua lui. Recidivistul a fugit apoi într-un parc din apropiere, însă a fost prins de polițiști. O femeie din Botoșan, mama 7 copii, a băut dintr-o dată aproape o jumătate de litru de vodcă după un pariu cu mai mulți săteni. Tânăra a ajuns la spital în comă alcoolică. Și un om de afaceri din Bacău și-a transformat biroul în bordel. Adolescentele, unele chiar și de 13 ani, jucau în spectacole erotice, întrețineau relații sexuale contra cost și se drogau. O echipă de tineri vine în ajutorul copiilor cu deficiențe de auz și de vorbire. Ei au creat o platformă gratuită care oferă povești în limbaj mimico-gestual. Mai multe amănunte despre acest subiect aflăm chiar acum la Trend IT, alături de colega noastră Bianca Iordache. Bun găsit! A fost odată o platformă care răspunde nevoilor copiilor cu deficiențe de văz și de auz printr-un concept unic în România. În format audio, dar și în limba semnelor române, cu povești, basme, povestiri, fișe de lucruri și quiz-uri interactive, toate acestea pot fi accesate gratuit ca stream sau download. Mai multe informații ne oferă Măriuca Mihăilescu, fondatoarea acesteia. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc tare mult că ne începem ziua aici alături de voi. Da, noi suntem afostodată.ro. Suntem o platformă gratuită de povești audio, dar și de povești în limba semnelor române, ceea ce e foarte important pentru că în momentul ăsta, așa, fără falsă modestie, aș spune că suntem cea mai mare platformă din România care oferă conținut pentru copii în limba semnelor române și asta înseamnă că avem aproape 100 de povești traduse, avem nu podcasturi, că nu putem să le spunem podcasturi, dar se cheamă sloguri în limba semnelor despre tot felul de teme de educație civică și cultură socială, teme extrem de importante și un conținut care de obicei nu prea ajunge în aceste comunități. Sunt împărțite în sloguri, în povești care te duc în jurul lumii și această serie de români de poveste, care, mă rog, am început noi așa 1 decembrie și a fost o serie care e o serie care prinde foarte bine. De fapt, le explicăm copiilor pe limba lor cine sunt românii care au pus țara noastră pe harta lumii. Și de 1 decembrie chiar am lansat povestea lui Constantin Brâncuș, atât în format audio cât și în format video și așa, foarte pe scurt, o să vedem
vedeți cam cum arată, de fapt, o astfel de traducere. E o traducere pe care și noi am învățat-o de-a lungul timpului. Avem vreo 3 ani de când funcționăm. Această traducere în limba semnelor se face într-un anume decor. Interpretul trebuie îmbrăcat într-un anume fel, pentru că, în principiu, importante sunt gesturile și mimica celui care face interpretarea. De astea sunt, sigur, lucruri pe care noi le-am învățat pe parcursul celor 3 de ani de activitate. Este Lena, este interpret autorizat și cam așa arată o astfel de poveste. Dar căror categorii de vârstă se adresează? Cred că putem vorbi de copii, și de copii mici și de copii până în 14 ani, pentru că conținutul nostru e destul de variat. Adică avem și povești precum Rățușca cea urâtă, da? Care în principiu merge către copii mici, dar, repet, avem și acele sloguri de cultură și educație socială, de exemplu, nu știu, clipuri despre ce înseamnă reciclarea sau ce înseamnă dreptul la vot sau dreptul la educație, clar, care se ducă către un public un pic mai mare. Ceea ce, mă rog, aș vrea să spun, pentru că e important, pentru că e o resursă care poate fi folosită nu doar de copiii cu deficiență de auz, dar și de copiii care poate stau la sat și poate nu au, hai să spunem, o conexiune de net foarte bună, și atunci am implementat în site posibilitatea de a descărca și de a da download la fișiere noastră, așa că în cazul în care n-ai net până la poartă, măcar știi cum să salveze învățătoarea, profesorul sau părintele tău un telefon în momentul în care are o rețea la îndemână și să poți acasă să faci quiz-uri și să înveți diverse lucruri. Și poveștile audio, evident cu poveștile de Crăciun, pentru că sunt la mare căutare în această perioadă. EduBustu, acele podcast-uri despre care îți vorbeam un pic mai devreme și care au mare succes, încercăm să le explicăm copiilor teme dintre astea extrem de serioase, gen încălzire globală, dreptul la protecție, dreptul la educație pe limba lor, ca ei să înțeleagă și să înceapă să pună așa cap la cap niște informații care să le fie valoroase. Un proiect pe care l-am încheiat de curând și pe care vi-l recomand, este foarte simpatic, În jurul lumii. Avem acolo 20 de țări prezentate cu personalități, cu locuri pe care le puteți vizita, și o să vă arăt așa foarte, foarte repede care sunt, nu știu, cele mai frumoase locuri pe care poți să vezi într-o țară, ce poți să mănânci, și la final un quiz interactiv pe care copiii, iată-l, pot să-l facă după ce au citit toată fișa și la sfârșit să-și verifice cumva informațiile. Și, mă rog, cireașa de pe tort, 12 clipuri de YouTube în care încercăm să le explicăm materia copiilor altfel, cu meme, în stilul YouTube, și cumva a fost un produs care în continuare face o grămadă de vizualizări pe site, semn că genul acesta de abordare prinde foarte bine la copii. Alături de Fundația Nouă Ne Pasă, la anul începe un drum nou și practic vom putea face împreună un proiect foarte valoros ca și conținut, și anume vom traduce în limba semnelor texte literare din programa școlară, ceea ce e extrem de important. Practic, nu știu, Baltagul sau o scrisoare pierdută, oricum texte pe care le găsim în manualul de ciclu gimnazial sau liceal, vor fi în sfârșit traduse în limba semnelor și vor putea fi folosite la clasă de aceste școli speciale și de profesorii care predau copiilor cu deficiență de auz. Felicitări! Și îți mulțumesc tare mult. Eu îți mulțumesc tare mult, și dacă în dimineața asta, cum să spun, un singur copil deschide platforma, înseamnă că datorită ție ne-am atins scopul. Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne vedem și mâine. Pe curând! Doi oameni au murit în urma unui atac armat într-o clădire guvernamentală din Moscova. Alte 4 persoane, printre care și o fetiță de 10 ani, au fost rănite și au fost internate în stare gravă. Ministrul de Interne a declarat că bărbatul a intrat în clădire și a început să tragă în oamenii care i-au ieșit în cale și apoi a încercat să se ascundă. În cele din urmă, atacatorul a fost prins de un polițist care era de serviciu în acel moment. Presa din Rusia a scris că autorul masacrului este un fost militar și că ar fi deschis focul după ce i s-a cerut să poarte mască de protecție. Impact devastator în nordul Ucrainei. 13 oameni au murit și 7 au fost grav răniți după ce microbuzul în care se aflau a intrat într-un camion. Peste 100 de salvatori și anchetatori au venit de urgență la locul accidentului. Din primele informații, se pare că șoferul camionului a pierdut controlul volanului și a lovit microbuzul.
Atmosferă din ce în ce mai tensionată în estul Europei, Statele Unite au anunțat că își vor consolida prezența militară în flancul estic al NATO. Decizia a fost luată după ce amenințările venite de la Moscova au devenit din ce în ce mai evidente. Ministrul ucrainean al apărării a declarat că Federația Rusă a adus tancuri și echipamente suplimentare pe linia de front din Donbass pentru a-i determina pe soldați să riposteze cu focuri de armă. Între timp, președintele american Joe Biden a discutat aseară cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, într-o videoconferință pentru a ajunge la un acord. Noi imagini din satelit arată cum numeroase forțe ale armatei rusești au fost masate la granița cu Ucraina. Aproximativ 100.000 de soldați ruși au fost trimiși la frontieră pentru o posibilă invazie în Ucraina. Oficialii americani au amenințat Moscova cu noi sancțiuni economice severe în cazul în care situația escaladează. Russia chooses to move forward with any plans it may have developed to continue its military aggression or to aggress militarily. We and our allies would be prepared. We have made clear to Moscow that we will respond resolutely, including with a range of what we have called high impact economic measures that we've refrained from using in the past. În acest timp, ministrul ucrainean al apărării a făcut o declarație dură. Oficialul a afirmat că va avea loc un masacru cu adevărat sângeros dacă Rusia își va duce la îndeplinire planul. De asemenea, oficialul a declarat că armata ucraineană este bine consolidată și dispune în prezent de un total de 250.000 de militari, 400.000 de veterani și 200.000 de rezerviști. I will not believe that Russia will have a victory in Ukraine. It's a different because it will be a really bloody massacre. And Russian guys also will come back in the coffins. De asemenea, oficialul ucrainean l-a îndemnat pe președintele Biden să-și păstreze poziția fermă în fața Moscovei. If I can advise to President Biden, please, I would like to ask him to very understandable articulate to Mr. Putin that no red lines from Kremlin side could be here. Red line is here in Ukraine, and civilized world will react without any hesitation. Tensiunile au izbucnit încă din 2014, în urma anexării Crimeei de către Moscova. Criza a atins un punct maxim în 2015, atunci când capitala rusă a trimis în mod clandestin tancuri și artilerie militară pentru a încercui trupele ucrainene și a obligat Kievul să semneze un acord de pace la Minsk. Aceasta a fost Prima Oră, de focus la Prima Oră. Dar ne revedem în câteva minute la OFIX. Rămâneți cu noi! Ascultând faptul că vom avea restricții mai puține, mă gândesc că se dorește o imunizare în masă aici, după perioada sărbătorilor. Așa pare, atâta vreme cât spui că de Revelion și de Crăciun petrecerile în aer liber nu mai au limită de participanți, sau faptul că poți să intri mult mai ușor în mall, sau că e alt program la restaurant și la magazine. Da, se întâmplă, probabil asta este direcția. Doamnelor și domnilor, am revenit, ora 8. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. O femeie din Botoșan, mama a 7 copii, a băut dintr-o dată aproape jumătate de litru de vodcă. După un pariu cu mai mulți săteni, tânăra a ajuns la spital în coma alcoolică. Un om de afaceri din Bacău și-a transformat biroul în bordel. Adolescentele, unele chiar și de 13 ani, jucau în spectacole erotice, întrețineau relații sexuale contra cost și se drogau. Un bărbat din Rădăuți a fost ucis de un fost deținut pentru că nu ar fi vrut să dea petrecere de ziua lui. Recidivistul a fugit apoi într-un parc din apropiere, însă a fost prins de polițiști. Și măsuri mai relaxate de sărbători vor putea fi organizate petreceri în funcție de rata de incidență din fiecare localitate. Pentru a se evita aglomerația, magazinele vor fi deschise până la ora 22. De necrezut, un om de afaceri și-a transformat biroul pe care l-avea într-un depozit în bordel. Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a racolat mai multe tinere pe care le plasa clienților care veneau la biroul său. Și asta nu e tot, afaceristul organiza petreceri la care adolescentele consumau alcool și se drogau. Colegul nostru Cristian Cuzmaciuc ne spune ce condamnare a primit bărbatul și dacă decizia instanței este definitivă. Cristian, te ascultăm. Despre petreceri s-a aflat după ce, în urma unei sesizări, anchetatorii au efectuat o percheziție la depozitul în care adolescentele erau practic forțate să se prostitueze. Una dintre tinere a și fost audiată și a povestit cum se derulau aceste petreceri. Ulterior, ea a mai dezvăluit că, după ce a dat declarațiile, omul de afaceri i-a trimis mai multe mesaje de amenințare care o priveau pe ea și pe familia ei. În urma cercetărilor s-a confirmat faptul că bărbatul de 50 de ani
A practicat proxenetismul între 2014 și 2019. Pe lângă petrecerile în urma cărora invitații profitau de tinere, bărbatul mai organiza în biroul său și așa zise spectacole erotice pe care le și filma. Fetele, printre care și minore de 13 ani, erau răsplătite cu alcool, substanțe stupefiante sau bani. În urma unor îndelungi audieri, bărbatul și-a recunoscut faptele, iar inițial i-a fost pus sechestru pe bani și pe mai multe bunuri, printre care imobile. După decizia pronunțată de Tribunalul Bacău, acesta a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru proxenetism, influențarea declarațiilor și răzbunarea după ajutorul dat justiției. Mai mult decât atât, acesta va trebui să plătească victimelor sale și daune morale care însumează 19.000 de lei. Decizia însă poate fi atacată cu recurs. S-au tras focuri de armă pentru prinderea unui tânăr de 23 de ani care a furat o mașină din Galați și a vrut să ajungă la Brăila. Mai mult, acesta avea permisul de conducere suspendat pentru consum de droguri. Polițiștii au pornit în urmărirea sa pe DN2B, iar în apropiere de intrarea în localitatea Mircea Vodă, șoferul a fost sumat prin rampa acustică să oprească, altfel va fi folosit armamentul din dotare. Bărbatul și-a continuat deplasarea, astfel fiind trase mai multe focuri în plan vertical, dar și în pneurile autovehiculului, reușindu-se oprirea acestuia. Oamenii legii îl suspectează că și de această dată s-ar fi aflat sub influența substanțelor psihoactive. Tânărul teribilist a fost testat cu aparatul drug test, dar rezultatul a ieșit neconcludent, așa că i-au fost recoltate probe biologice. A fost reținut pentru 24 de ore. Din bar a ajuns direct pe patul de spital. I s-a întâmplat unei tinere mame a 7 copii din județul Botoșan, care a intrat în comă alcoolică după ce a băut aproape o jumătate de litru de vodcă. Femeia s-ar fi luat la întrecere cu mai mulți vecini împătimiți ai paharului. Colegul nostru Adrian Negru ne spune care este acum starea de sănătate a mamei și dacă riscă să fie decăzută din drepturile părintești. Bună dimineața, Adrian, te ascultăm. Tânăra, în vârstă de numai 31 de ani, este mamă a 7 copii și locuiește în apropiere de orașul Săveni. Conform martorilor, femeia se afla într-un bar din apropierea casei împreună cu mai mulți vecini. Cu toții au părea să vadă care reușește să bea o cantitate mai mare de tărie. Tânăra mamă, fără să stea prea mult pe gânduri, și-a pus într-o halbă de bere o cantitate de 400 de mililitri de vodcă, pe care a băut-o dintr-o înghițitură. Femeia nu doar că a câștigat pariul, însă la scurt timp aceasta a căzut inconștientă sub masă, sub privirile îngrozite ale celor prezenți în bar. Partenerii de pahar ai femeii au sunat de îndată la numărul de urgență 112 pentru a cere sprijinul medicilor. Femeia a fost transportată în cele din urmă la spital, acolo unde a primit îngrijiri medicale și și-a revenit cu greu după ore bune în care s-a aflat în coma alcoolică. Totodată, aceasta a fost transferată la secția de psihiatrie pentru un consult de specialitate. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla în continuare cu cei 7 copii ai femeii. Crimă înfiorătoare în orașul Rădăuț. Un bărbat a fost înjunghiat în propria locuință de un fost deținut. Se pare că acesta a încercat să-l atace apoi și pe fiul bărbatului, care din fericire a reușit să fugă și să se ascundă la un vecin. Cum nu l-a găsit, fostul deținut a mers într-un parc unde a încercat să rănească și alți oameni. Oamenii legii au reușit să-l prindă înainte de a mai produce și alte tragedii. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Victima, un bărbat de 53 de ani, își sărbătorea ziua de nume cu ocazia Sfântului Nicolae, iar cel ce avea să ia viața a venit în vizită. Când și-a dat seama că sărbătoritul nu are gânduri de petrecere, bărbatul a scos un cuțit. Localnicii sunt în șoc după aflarea veștilor despre vecinul lor. Foarte cum să cade era. Nu cred că a avut o altercate cu careva. Era un băiat bun, era foarte cum se cade. Bun era un om, era un om foarte bun, înțelegător. Nu face rău la nimeni, nu era bețvan, nu era nimica. Era un om ca lumea. După ce și-a lăsat victima să zacă pe podea, agresorul a vrut să-i atace și fiul, care a reușit la timp să fugă la un vecin. Ce a auzit? Că a intrat peste el în casă și l-a tăiat. L-a omorât. Spune că era cu băiatul singur. Băiatul sărac a ieșit afară. Asta am auzit și noi. Lumea spunea că pe el, când eu... L-a tăiat cu cuțitul, băietul a fugit și a vrut să fugă la un vecin și a fugit până în partea asta înaltă și el a luat pe strada aia înaltă. A vrut și pe el, cred că, să-l tai.
Băiatul a fugit din casă. Se spune că el era într-altă cameră unde făcea baie. Băiatul a auzit țâmpite și așa și numai a fugit în stradă. În timp ce îl căuta pe fiul bărbatului, agresorul a ajuns într-un parc din apropiere. Bărbatul este recidivist. În urmă cu un an a ieșit din închisoare după o sentință de 23 de ani venită tot în urma unei crime. Acesta a fost luat în tutorie de polițiști, ulterior audiat, prezentat procurorului criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, acesta dispunând reținerea pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat. Ulterior, agresorul va fi prezentat instanței competente cu propunere de emitere a mandatului de arestare preventivă. Anchetatorii încearcă acum să afle întreaga poveste și circumstanțele în care s-a produs incidentul. Două persoane au fost rănite în această dimineață în urma coliziunii dintre două mașini și o autoutilitară. Accidentul s-a produs în localitatea Cotești din județul Vrancea. În aceste momente circulația este îngreunată pe ambele sensuri de mers. Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului și nu a fost nevoie să fie transportate la spital. Lui Vlad Oroș îi place să trăiască printre stele și are mari șanse să ajungă și el o stea. Cum a ajuns un elev de liceu să fie dublu medaliat cu aur la Olimpiadele Internaționale din acest an de fizică și de astronomie și de unde a început pasiunea sa pentru muzică și lingvistică, aflăm imediat la Focus la prima oră. Măsuri mai blânde pentru zilele de sărbători. Noaptea vom circula fără restricții, iar masca nu va mai fi obligatorie pe stradă. Dacă până acum persoanele neimunizate nu puteau intra în mall-uri, de acum acestea ar putea avea acces în centrele comerciale doar cu un test negativ, certificatul de vaccinare nemai fiind obligatoriu. Pentru a intra în vigoare, măsurile propuse aseară de Comitetul Național pentru Situații de Urgență trebuie aprobate în ședința de guvern de astăzi. Eliminarea interdicțiilor de circulație a persoanelor în cursul nopții. Crește intervalul orar de la 21 la 22 pentru toți agenții economici, care includ magazine, restaurante. Se elimină obligativitatea purtării măștii în toate spațiile deschise și rămâne limitată la spațiile deschise aglomerate, și anume vorbim aici de stații de autobuz, locurile unde se formează cozi, piețe, târguri. Permiterea accesului în mall-uri, magazine mari, inclusiv vorbim aici de cele care nu sunt esențiale, se va permite nu numai persoanelor vaccinate și trecute prin boală, dar și persoanelor care sunt testate cu un test PCR de 72 de ore sau test antigen de 48 de ore. Toate activitățile care erau limitate până la 30% vor fi permise până la 50%. Aici vorbim de cinematografe, teatre, activități sportive. Cât despre nopțile de Crăciun și Anul Nou, relaxările sunt și mai mari. Pentru nopțile de Crăciun și Anul Nou, noaptea de 24 spre 25 și 31 spre 1. Nu vor fi restricții referitoare la ora până la care vor fi deschise restaurantele sau vor fi funcțional operatorii economici. Deci pot fi pe toată durata nopții, dar cu limită de 50% la locurile care pot fi ocupate și cu prezentarea certificatului de vaccinat trecut prin boală sau testat. Totodată, la unitățile de cazare, unde nu există limită la capacitate, până acum erau doar permise pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală, acum se introduc și persoanele testate. Măsurile propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență trebuie aprobate acum prin hotărâre de guvern. Din cauza pandemiei și a restricțiilor de călătorie, tot mai mulți români renunță la vacanțele în străinătate. În topul preferințelor este acum Sinaia și Poiana Brașov, însă cele mai mari surprize vin anul acesta din Delta, acolo unde nu mai este niciun loc liber pentru revelion. Detalii ne aduce chiar acum colega noastră Alina Cichi. Punctul zero al vacanțelor de iarnă îl reprezintă Poiana Brașov și asta nu mai e o surpriză, pentru că rezervările s-au făcut cu câteva luni înainte. E adevărat și la Rânca, unde există deja un strat consistent de zăpadă, dar și la Azuga sau la Bușteni s-au îndreptat preferințele românilor. Și asta nu e de mirare, pentru că un număr tot mai mare de români aleg să petreacă aici și să nu mai plece în străinătate. Tur operatorii vorbesc de un procent destul de mare, 60% dintre românii care
care alegeau anii trecuți destinații precum Elveția sau Austria, aleg să petreacă la noi de data aceasta. De Crăciun, 70% dintre locurile de cazare sunt deja ocupate, un procent destul de mare având în vedere că anul trecut nu bifam mai mult de 25%. Băile Herculane sau Băile Felix reprezintă stațiuni favorite ale românilor. Să vorbim acum un pic despre prețuri. De Crăciun în Poiana Brașov, la un hotel de 4 stele, pentru 3 nopți de cazare și mic dejun inclus, turiștii vor fi nevoiți să plătească un preț de 650 de lei. În Bușteni, ceva mai scump, 780 de lei, iar la Băile Herculane, 1000 de lei, asta incluzând însă și masa festivă de Crăciun. Surpriza vine însă din Delta, așa cum povesteați și voi, pentru că acolo nu mai există niciun loc disponibil de Revelion. De Crăciun mai puteți însă găsi, dacă vă grăbiți, cu prețuri începând de la 130 de euro. Dacă alegeți însă destinații din afara țării, precum Italia, la un hotel de 4 stele, prețurile pornesc începând de la 1400 de euro, iar în Austria prețurile de la 500 de euro de persoană. 500 de euro de persoană mai degrabă în Austria decât la Poiana Brașov. Nu e o noutate că în România sunt prețuri mari. Anul acesta mai cu seamă că au existat pierderi, probabil hotelierii au umblat la prețuri. Da, sigur. Continuăm, sunt călătorii pe care le așteptăm cu nerăbdare și altele care ne seacă de puteri. La capătul multor drumuri se află destinații de vacanță, oameni dragi sau începuturi. Pentru un copil de 11 ani din Galați, finalul e mereu același, spitalul. S-a născut cu o boală care l-a ținut mai mult pe șosele decât în parc, până când drumul spre salvare a devenit imposibil de făcut. Există însă oameni care s-au încăpățânat să nu-l lase așa, de fiecare dată altul, iar de această dată a fost Prima TV. Nu întreaga echipă, dar cu siguranță cineva cu energie cât pentru toți, colegul nostru Daniel Osmanovici. Crede în bine, împarte bucurie. O campanie Prima TV. Vom merge 100 și ceva de kilometri pentru a ne întâlni cu Cristi. Cristi este un puș de 11 ani care are o poveste pe care nu o să o povestesc eu, o să o povestească el. Și dincolo de orice, Cristi este apreciat de toți șoferii de suflet și de asta mă bucur că eu sunt astăzi șoferul lui. Pentru că e foarte vesel, e foarte optimist și toate problemele pe care le are un copil de 11 ani, probleme de adult, el nu le are. Așa a început călătoria șoferului de suflet de la Prima TV. După focus la prima oră, Daniel Osmanovici a urcat în mașina care l-a dus poate la una dintre cele mai emoționante întâlniri. Cea cu Cristi. Cristi? Cristi, da. Sunt Daniel, salut. N-ai voie să te conduc la București? Cristi este un băiețel plin de viață. N-ai zice că o boală îl chinuie de când s-a născut. Drumurile până la spital au devenit prea costisitoare pentru familia lui. Așa că au căutat ajutor și l-au găsit acolo unde oamenii reușesc să facă magii. Nu în benzi desenate, ci la asociația Magic. Zeci de voluntari au devenit în timp parteneri de drum. Nu numai lui, ci și altor copii care au nevoie. De fiecare dată când trebuie să ajungă la analize, cineva îl ia de acasă și îl aduce înapoi în siguranță. Atunci când apare o nevoie, voluntarii se duc, îi iau de acasă, îi aduc la spital și de multe ori și de la spital acasă, pentru că transportul este același. Sunt dispuși să plece de oriunde și oricând. De drum se ocupă șoferul de atmosferă, Nicul Cristi. What you know about rolling down in my deep on your pants on down in my gun? Deși are doar 11 ani, știe sigur ce vrea să facă atunci când va mai crește. Să dea înapoi tot ceea ce a primit. Păi eu vreau să mă fac medic, deoarece vreau să mă... să îi susțin pe cei care m-au ajutat să trec peste această boală grea și... sper să fac mai mulți copii bine și să aduc fericire în lume. Știe deja că de fiecare dată îl așteaptă analize și investigații deloc plăcute. S-a obișnuit. Vine de atâta timp încât și-a făcut prieteni mulți, toți ca o familie. Împart bucuriile și durerile, fizice și sufletești. Este optimist, știe că are puterea să lupte și are încredere că va fi bine. Viața merită trăită și... nu știu, trebuie să luăm ca atare până la urmă. Adică dacă viața îți face ceva rău, tu poți să transformi în bine. Mulțumesc! Nu e despre mine, e despre
care au nevoie și despre faptul că așa simt că dau ceva înapoi din ceea ce îmi dă mie lumea și universul. Și cred că despre asta este vorba în final. Dacă întindem o mână de ajutor, cu siguranță o facem pentru că așa e normal și firesc să o facem. Crede în bine, împarte bucurie. O campanie Prima TV. Implică-te și tu, intră pe www.asociațiamagic.ro și alege cum vrei să ajuți. Prin donație, prin redirecționarea 20% din impozitul datorat statului de compania ta, impozitul pe profit, sau prin voluntariat. Fii chiar tu ambasadorul faptelor bune, crede în bine, împarte bucurie. Vlad Oros a câștigat în acest an 2 medalii de aur la 2 olimpiade internaționale, cea de fizică și cea de astronomie și astrofizică. Dar tânărul elev în clasa 11-a la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara este obișnuit să câștige. El este olimpic la fizică încă din a 6-a. Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața! Bună dimineața. Vlad, de ce ai ales fizică, astronomie? Am ales fizica, în primul rând, pentru că mereu am fost fascinat de modul în care funcționează lumea din jur, mereu am vrut să înțeleg cum funcționează fiecare parte a ei. Și astronomia este o materie pe care am ales-o, deoarece mă lasă să înțeleg cum funcționează Universul pe cea mai mare scară și să mă minunez mereu de mărimea și scara lui. Vlad, a fost astronomia o pasiune mai veche sau e o chestiune pe care tu ai descoperit-o de curând? Eu am început să studiez serios astronomie destul de recent, anul trecut mai exact, însă pasiunea este una mult mai veche. A început înaintea pasiunii pentru fizică, poate chiar de la vârsta de 5-6 ani, când am început să vizionez câteva emisiuni de astronomie și astrofizică pe televizor. M-a pasionat dintotdeauna. Și ai fi interesat de o carieră în acest domeniu pe viitor, Vlad? În primul rând, eu mă gândesc să merg pe partea de fizică, dar întrucât astronomia și astrofizica sunt atât de strâns corelate cu fizica, mai ales în ultimii ani în care s-au făcut atât de multe descoperiri și a evoluat atât de mult partea de tehnologie în spațiu, consider că, indiferent dacă merg pe fizică sau pe astronomie și astrofizică, voi avea mereu de a face ceva cu ea. Deci aș putea spune că, indiferent ce carieră voi alege în domeniul fizicii, probabil voi avea de a face și cu astronomia și astrofizica. Noi am mai specificat că, dincolo de fizică și astrofizică, mai ai și alte preocupări. Ești interesat de lingvistică, compui și ceva muzică. Cum reușești să combini toate aceste lucruri? Când ai timp? Mai ales că ai și școală până la urmă, nu? Da. Sunt mai mulți factori care au intrat aici. Pe de o parte, sunt obișnuit să lucrez eficient pentru olimpiade, la pregătirea mea pentru concursuri și așa mai departe, așa că acest lucru îmi lasă timp să fac și alte lucruri pentru plăcerea mea. În al doilea rând, nu sunt un om, sau ca să spun așa, sunt sub media vârstei mele la nivel de socializare, așa că, cum să mă exprim, majoritatea timpului meu este într-adevăr lăsat pentru muzică, pentru știință și pentru toate celelalte ocupații pe care le fac eu singur în timpul meu. Iar în plus, profesorul meu mereu a fost înțelegător cu pasiunile mele și atunci când am fost, de exemplu, nevoit să mă pregătesc intens pentru un concurs sau pentru olimpiadă, mi-au permis să lipsesc de la școală pentru o anumită perioadă și le sunt recunoscător pentru această susținere. Și e de înțeles oarecum. Spune-mi, ce vei face după terminarea liceului? Te-ai gândit? Vei studia în străinătate sau poate alege o facultate din România? Te vezi având o carieră la noi în țară? Ca să răspund la primele două întrebări, eu m-am decis să studiez în străinătate, probabil în Statele Unite sau în Anglia, dacă se va putea merge acolo privind situația cu bursele și cu costurile care sunt foarte mari în acest moment din cauza Brexit-ului. Dar da, interesez să studiez în străinătate din mai multe motive. Consider că acolo am cea mai mare șansă să mă realizez ca persoană și am șansă să întâlnesc cei mai remarcabili oameni. Iar, de asemenea, studiul în străinătate ar fi o experiență remarcabilă de viață. Mi-ar permite să văd lumea poate din alt punct de vedere, din altă perspectivă. Deci nu aș vrea să ratez o asemenea oportunitate. Cât despre prospectul unei cariere în România, eu consider că este prea departe în viitor pentru a mă putea gândi la asta. Este o posibilitate, însă nu pot spune nici da, nici nu în acest moment.
Și cumva dezamăgirea ta vine din pricina sistemului școlar din România și cum funcționează el? De-aia te gândești să te duci să studiezi în Anglia sau în State? Crezi că poți schimba ceva aici tu dacă rămâi sau noi putem schimba ceva pentru cei ca tine? Eu cred că sistemul nostru școlar este foarte bine realizat pentru cei ca mine, pentru olimpici. Problemele în opinia mea este că se pune prea mare accent pe această parte de olimpiadă, de performanțe înalte, pentru elevii cu capabilități intelectuale mai mari, iar elevii care poate nu sunt la acest nivel nu sunt suficient de bine susținuți. Asta consider că este, aș presupune, un lucru care putea fi îmbolățit la sistemul de educație din România. Mulțumim tare mult pentru intervenție, pentru opiniile tale și îți dorim succes. Mulțumim, Vlad, și-o spălăria. Deși pare ireal, în timpul pandemiei, industria construcțiilor imobiliare a fost mai prosperă ca niciodată. Și nu doar că s-a construit mult, dar s-a construit și frumos. Un juriu format din arhitecți din toată lumea a premiat cele mai reușite clădiri și restaurări din București. Această casă ultramodernă din zona de nord a capitalei, construită în jurul unui brad înalt, a fost preferată de juriu la categoria locuințe individuale. E o abordare contemporană a arhitecturii, bazată mai mult pe spațialitate, pe volume și mai puțin pe decorație. Noi credem că, în măsura în care se poate, ar fi bine să protejăm ce înseamnă cadrul natural, iar intervenția de arhitectură să fie cât mai puțin invazivă. Construcția a durat 2 ani și a fost realizată în așa fel încât din fiecare colț al casei să se poată observa grădina și bradul de afară. Când am cumpărat terenul, nu că n-am observat bradul, l-am observat, dar nu ne-am gândit că o să fie elementul principal al casei. Deci ne-a plăcut unicitatea. Calea Victoriei a recâștigat de anul acesta una dintre clădirile importante, monument istoric, iar proiectul a fost extrem de apreciat. La secțiunea Arhitectură și Patrimoniu, marele premiu a fost acordat unei restaurări din centrul capitalei, de care a beneficiat această superbă clădire, cunoscută de bucureșteni sub denumirea de Casino Victoria sau Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Veți vedea o fațadă de sticlă integrală, o fațadă care este ca o cortină și în felul ăsta ea oferă o reflexie multifacetată a clădirii monument și o aduce mai aproape de trecător și în același timp este o sugestie că acolo a existat o clădire cu funcțiune de spectacol. Elementele decorative din interior au fost recondiționate și păstrează amintirea anilor în care capitala era considerată micul Paris. Te lansează și prima hartă interactivă de arhitectură contemporană, care include și trasee pentru bicicletă. Suntem și noi în rândul orașelor mari occidentale în care realizarea contemporană este valoroasă. E foarte multă lume interesată de creativitatea contemporană, inovativă și cere mai bun acum Bucureștiul. În ultimul an, doar în București au fost realizate 70 de construcții de utilitate publică. Dintre acestea, jumătate vor fi sedii de firme. Același procent există și în construcțiile ridicate pe plan european. O așteptăm pe Georgia ca și când. Da. Georgia. Ca și când vine Crăciunul. Bună dimineața tuturor, ca pe pâinea caldă, așa. Vorbim puțin despre munte, pentru că ninge cam povești. Hey, nu sună rău. Nu e rău deloc. Da, chiar am avut noi o știre aseară și spuneau colegii noștri că anul acesta o să simțim așa și o să fie o iarnă în adevăratul sens al cuvântului. Nu? Eu tot am avut zăpada de Crăciun la noi în capitală. Da. O să ningă la munte, atât în Carpații Oriental, cât și cei de Curbură, dar asta nu înseamnă că nu va ninge nici și în celelalte zone, însă acolo pe arii mai restrânse, vreme închisă. Și tu dă-ne detalii, noi ne căutăm în călțări de iarnă. Da, bineînțeles. Eu aș vrea să învăț să schiez, pentru că nu știu. Și eu, ia-mă cu tine. Vă dau detalii chiar acum. Mergem la noi în țară, unde se răcește în jumătatea de nord, iar în restul țării temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. În sud, est și centru, vremea va fi închisă și sunt anunțate ploi și ninsori. Va ploua în Muntenia, Dobrogea, izolat și în Oltenia, iar în Moldova și local în Transilvania sunt anunțate ninsori. Și la munte, să știți că o să ningă temporar, iar în Carpații de Curbură vântul va viscoli zăpada. Maximele astăzi se vor situa între -3 grade în nordul Moldovei și
90 grade pe litoral. Mergem acum mai departe. Mâine cresc temperaturile, mai puțin în Moldova, unde rămâne rece și închis și va fi și ceață. În jumătatea de vest, după orele amiezii, ploile se vor extinde, iar la munte vorbim de ploi, dar și de lapoviță și tot acolo vântul o să bată cu putere, în special la altitudini mari, în meridional, unde va prinde viteze de peste 70, chiar 80 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime pornesc de la 0 grade în nordul Moldovei și se opresc undeva pe la 12 în sudul Dobrogei. În capitală, astăzi vremea va fi tot mohorâtă de dimineață, va ploua trecător sau va burnița, iar temperatura maximă o să urce până spre 6 grade. Mâine se mai încălzește ușor, dar la primele ore ale dimineții o să fie ceață. Maxima va fi, iată, în jur de 8 grade. Iar vineri să știți că valorile termice vor urca peste normalul perioadei. Cu toate acestea, pe parcursul zilei, cerul va fi norat, iar temperatura maximă o să ajungă până la 9 grade Celsius. La munte acum, atmosfera se menține închisă, va ninge în Carpații Oriental și de Curbură, iar în celelalte zone pe arii mai restrânse. Pe creste, vântul o să sufle cu putere și va spulbera zăpada. La Păltiniști, temperatura maximă astăzi va fi cu plus, iată, 1 grad, în timp ce la Predeal și Stâna de Vale vor fi minus 2 grade, iar la Sinaia minus 1 grad. Mă opresc acum, mă întorc la voi, ne revedem ora viitoare. Mulțumim, Georgia, te așteptăm. Gemurile și compoturile sunt o bună modalitate prin care ne putem bucura de savoarea fructelor și în sezonul rece. Cum putem face cele mai delicioase preparate, dar și să ținem cont de calorii, aflăm în scurt timp după publicitate. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți Cronica Express a zilei. Pe inteligența artificială și învățarea mecanică. Apple va înființa un campus în Carolina de Nord, unde va găzdui până la 3.000 de angajați. Majoritatea locurilor de muncă axându-se pe învățarea automată, inteligența artificială, ingineria software și alte domenii tehnologice. Spotify a lansat subscripțiile pentru podcasturi. Platforma audio online Spotify a lansat un test de podcasturi cu conținut plătit fără deducerea comisionului în primii 2 ani în comparație cu Apple. Încă în test, formula este rezervată momentan pentru 12 creatori de podcast. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. O femeie din Botoșan, mama 7 copii, a băut dintr-o dată aproape o jumătate de litru de vodcă, după un pariu cu mai mulți săteni. Tânăra a ajuns în spital în comă alcoolică. Un om de afaceri din Bacău și-a transformat biroul în bordel. Adolescentele, unele chiar și de 13 ani, jucau în spectacole erotice, întrețineau relații sexuale contra cost și se drogau. Un bărbat din Rădăuți a fost ucis de un fost deținut pentru că nu ar fi vrut să dea petrecere de ziua lui. Recidivistul a fugit apoi într-un parc din apropiere, însă a fost prins de polițiști. Măsuri de relaxare de sărbători vor putea fi organizate petreceri în funcție de rata de incidență din fiecare localitate. Pentru a se evita aglomerația, magazinele vor fi deschise până la ora 22. Gemurile și compoturile făcute din ingrediente naturale fără aditiv sunt un desert delicios, dar și sănătos. Sunt bogate în vitamine și sunt o excelentă sursă de energie. Urmează așadar Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Intre. Vă este poftă de ceva dulce? O linguriță de gem sau un compot de fructe este alegerea ideală dacă țineți la sănătatea dumneavoastră. Preparate din fructe, fără aditivi și arome artificiale, aceste bunătăți sunt adevărate surse de energie și vitalitate. Bogate în elemente nutritive și vitamine, acestea au numeroase proprietăți vindecătoare, dar numai dacă sunt consumate cu moderație. Mulți oameni preferă să consume gem, dulceață sau compot la micul dejun pentru că au un gust minunat. Dar v-ați gândit vreodată că există o mulțime de beneficii pe care le au aceste preparate asupra corpului nostru? Toate sunt făcute din fructe, sunt dulci, ne revitalizează și ne domolesc pofta de ceva dulce, plus că sunt alimente sănătoase.
Asta, bineînțeles, dacă alegem să le pregătim acasă fără aditivi și arome artificiale și astfel își păstrează intacte proprietățile benefice. Fructele conțin în mod natural puține grăsimi, sodiu și calorii. Nu conțin colesterol și sunt o sursă importantă de substanțe nutritive vitale, inclusiv fibre dietetice, vitamina C, acid folic și potasiu. Iată deci câte avantaje pentru a consuma o cană de compot sau câteva lingurițe de gem dimineața la micul dejun. Acest complex de elemente nutritive ajută organismul să reziste mai bine la stres și efort, reduce riscul de accident vascular cerebral sau atac de cord, protejează rinichii și scade colesterolul rău. Totodată contribuie la stabilizarea, atingerea și menținerea unei greutăți corporale optime, dar asta cu condiția să nu consumați mai mult de o cană de compot pe zi sau câteva lingurițe de dulceață, deoarece aportul de zahăr este unul semnificativ. Secretul pentru a ne bucura pe deplin de vitaminele și mineralele din gemuri și compoturi este modul de preparare. Întrucât prin fierbere fructele își pierd vitaminele, este bine să le punem la fiert în apă clocotită, deci să le opărim și să nu le ținem mult pe foc. Pentru fructele fără aciditate, se poate adăuga în sirop o lingură de zeamă de lămâie sau un gram de sare de lămâie dizolvată. Se pot folosi atât fructe decojite, dar țineți cont de faptul că bogăția de elemente nutritive se află în coajă. De aceea, sfatul gospodinelor este să păstrați cât mai mult din fructul natural, inclusiv sâmburii. Orice fruct poate fi conservat în compoturi fără să se adauge zahăr, ci numai apă fierbinte sau suc din aceleași fructe. Totuși, compoturile sunt băuturi destul de concentrate, iar atunci când le consumăm, putem să mai adăugăm puțină apă după gust. Vizita apostolică de 3 zile a Papei Francisc în Grecia s-a încheiat. Călătoria nu a fost însă lipsită de peripeții. Suveranul pontif s-a împiedicat pe scările avionului care urma să-l ducă înapoi la Roma. Din fericire, Papa Francisc nu a pățit nimic și a ajuns în siguranță la Vatican. Din cauza vântului extrem de puternic, Papa Francis s-a dezechilibrat pe scările avionului de pe aeroportul internațional din Atena. Suveranul pontif a reușit însă să se ridice și să urce treptele până la intrarea în aeronavă, de unde a făcut un gest de rămas bun. Acesta nu a fost însă singurul incident neplăcut cu care Papa Francis s-a confruntat. În prima zi a călătoriei sale apostolice pe teritoriul elen, un preot ortodox l-a insultat pe suveranul pontif la intrarea în Arhiepiscopia Ortodoxă din Atena. Preotul a fost reținut imediat de polițiști. Papa! Ești ereticos! Papa! E pe tine ereticos? Na metanoisi! O papas ine aparat de costinelada. Cu toate acestea, papa a reușit însă să-și ducă la îndeplinire vizita. În cadrul discursului său, suveranul pontif a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește situația dificilă a migranților care ajung în Grecia. Vorrei esortare nuovamente a una visione de insieme, una visione comunitaria di fronte alla questione migratoria e incoraggiare a rivolgere attenzione ai più bisognosi, siano accolti, protetti, promossi e integrati nel pieno rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità. În cea de-a doua zi a călătoriei apostolice, Papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie împreună cu credincioșii Bisericii Catolice din Grecia. Ceremonia fastoasă a avut loc în sala mare de concerte a ansamblului cultural Megaron Muzicii din Atena, un adevărat patrimoniu cultural al țării. Aceasta a fost prima vizită oficială a unui suveran pontif în Grecia, o țară majoritar ortodoxă în ultimele două decenii. De asemenea, vizita Papei Francisc în Cipru și Grecia a fost cea de-a 35-a călătorie apostolică internațională a pontificatului. Atmosferă din ce în ce mai tensionată în estul Europei, Statele Unite au anunțat că își vor consolida prezența militară în flancul estic al NATO. Decizia a fost luată după ce amenințările venite de la Moscova au devenit din ce în ce mai evidente. Ministrul ucrainean al apărării a declarat că Federația Rusă a adus tancuri și echipamente suplimentare pe linia de front din Donbas pentru a-i determina pe soldați să riposteze cu focuri de armă. Între timp, președintele american Joe Biden a discutat aseară cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, într-o videoconferință pentru a ajunge la un acord.
Noi imaginii satelit arată cum numeroase forțe ale armatei rusești au fost masate la granița cu Ucraina. Aproximativ 100.000 de soldați ruși au fost trimiși la frontieră pentru o posibilă invazie în Ucraina. Oficialii americani au amenințat Moscova cu noi sancțiuni economice severe în cazul în care situația escaladează. Russia chooses to move forward with any plans it may have developed to continue its military aggression or to aggress militarily. We and our allies would be prepared to act. We have made clear to Moscow that we will respond resolutely, including with a range of what we have called high impact economic measures that we've refrained from using in the past. În acest timp, ministrul ucrainean al apărării a făcut o declarație dură. Oficialul a afirmat că va avea loc un masacru cu adevărat sângeros dacă Rusia își va duce la îndeplinire planul. De asemenea, oficialul a declarat că armata ucraineană este bine consolidată și dispune în prezent de un total de 250.000 de militari, 400.000 de veterani și 200.000 de rezerviști. I will not believe that Russia will have a victory in Ukraine. It's a different because it will be a really bloody massacre. And Russian guys also will come back in the coffins. De asemenea, oficialul ucrainean l-a îndemnat pe președintele Biden să-și păstreze poziția fermă în fața Moscovei. If I can advise to President Biden, please, I would like to ask him to very understandable articulate to Mr. Putin that no red lines from Kremlin side could be here. Red line is here in Ukraine, and civilized world will react without any hesitation. Tensiunile au izbucnit încă din 2014, în urma anexării Crimeei de către Moscova. Criza a atins un punct maxim în 2015, atunci când capitala rusă a trimis în mod clandestin tancuri și artilerie militară pentru a încercui trupele ucrainene și a obligat Kievul să semneze un acord de pace la Minsk. În urmă cu 41 de ani, John Lennon, membrul trupei Beatles, era împușcat în fața locuinței sale din New York. Avea doar 40 de ani și cu doar câteva ore înainte de autografe și se bucura de faimă. Sărbătorile, ne relaxăm. Da, ne relaxăm, dar cu mai puțin bani în buzunare, pentru că mi-aduc aminte și săptămâna trecută și am tot văzut că s-au repetat știrile legate de faptul că se scumpesc pe capete toate alimentele. Una caldă, una rece, Daniel, în România. Care că e afară și rece, e mai mult rece decât cald. Doamnelor și domnilor, e ora nouă, am revenit. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Măsuri mai relaxate de sărbători vor putea fi organizate petreceri în funcție de rata de incidență din fiecare localitate. Pentru a se evita aglomerația, magazinele vor fi deschise până la ora 22. Un bărbat din Rădăuți a fost ucis de un fost deținut pentru că nu ar fi vrut să dea petrecere de ziua lui. Recidivistul a fugit apoi într-un parc din apropiere, însă a fost prins de polițiști. O femeie din Botoșan, mamă a 7 copii, a băut dintr-o dată aproape jumătate de litru de vodcă după un pariu cu mai mult săteni. Tânăra a ajuns în spital în comă alcoolică. Și un om de afaceri din Bacău și-a transformat biroul în bordel. Adolescentele, unele chiar și de 13 ani, jucau în spectacole erotice, întrețineau relații sexuale contra cost și se drogau. S-au tras focuri de armă pentru prinderea unui tânăr de 23 de ani care a furat o mașină din Galați și a vrut să ajungă la Brăila. Mai mult, acesta avea permisul de conducere suspendat pentru consum de droguri. Polițiștii au pornit în urmărirea sa pe DN2B, iar în apropiere de intrarea în localitatea Mircea Vodă, șoferul a fost somat prin rampa acustică să o oprească, altfel va fi folosit armamentul din dotare. Bărbatul și-a continuat deplasarea, astfel fiind trase mai multe focuri în plan vertical, dar și în pneurile autovehiculului, reușindu-se oprirea acestuia. Oamenii legii îl suspectează că și de această dată s-ar fi aflat sub influența substanțelor psihoactive. Tânărul teribilist a fost testat cu aparatul drug test, dar rezultatul a ieșit neconcludent, așa că i-au fost recoltate probe biologice. A fost reținut pentru 24 de ore. Din bar a ajuns direct pe patul de spital. I s-a întâmplat unei tinere mame a 7 copii din județul Botoșani, care a intrat în comă alcoolică după ce a băut aproape o jumătate de litru de vodcă. Femeia s-ar fi luat la întrecere cu mai mulți vecini, împătimiți ai paharului. Colegul nostru Adrian Negru ne spune care este acum starea de sănătate a femeii și dacă riscă să fie decăzută din drepturile părintești. Bună dimineața, Adrian, te ascultăm.
Tânăra, în vârstă de numai 31 de ani, este mamă a 7 copii și locuiește în apropiere de orașul Săveni. Conform martorilor, femeia se afla într-un bar din apropierea casei împreună cu mai mulți vecini. Cu toții au părea să vadă care reușește să bea o cantitate mai mare de tărie. Tânăra mamă, fără să stea prea mult pe gânduri, și-a pus într-o halbă de bere o cantitate de 400 de mililitri de vodcă, pe care a băut-o dintr-o înghițitură. Femeia nu doar că a câștigat pariul, însă la scurt timp aceasta a căzut inconștientă sub masă, sub privirile îngrozite ale celor prezenți în bar. Partenerii de pahar ai femeii au sunat de îndată la numărul de urgență 112 pentru a cere sprijinul medicilor. Femeia a fost transportată în cele din urmă la spital, acolo unde a primit îngrijiri medicale și și-a revenit cu greu după ore bune în care s-a aflat în coma alcoolică. Totodată, aceasta a fost transferată la secția de psihiatrie pentru un consult de specialitate. Rămâne totuși de văzut ce se va întâmpla în continuare cu cei 7 copii ai femeii. De necrezut, un om de afaceri și-a transformat biroul pe care l-avea într-un depozit în bordel. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a racolat mai multe tinere pe care le plasa clienților care veneau la biroul său. Și asta nu e tot, afaceristul organiza petreceri la care adolescentele consumau alcool și droguri. Colegul nostru Cristian Cosmaciuc ne spune ce condamnare a primit bărbatul și dacă decizia instanței este definitivă. Cristian, te ascultă. Despre petreceri s-a aflat după ce, în urma unei sesizări, anchetatorii au efectuat o percheziție la depozitul în care adolescentele erau practic forțate să se prostitueze. Una dintre tinere a și fost audiată și a povestit cum se derulau aceste petreceri. Ulterior, ea a mai dezvăluit că după ce a dat declarațiile, omul de afaceri i-a trimis mai multe mesaje de amenințare care o priveau pe ea și pe familia ei. În urma cercetărilor s-a confirmat faptul că bărbatul de 50 de ani a practicat proxenetismul între 2014 și 2019. Pe lângă petrecerile în urma cărora invitații profitau de tinere, bărbatul mai organiza în biroul său și așa zise spectacole erotice pe care le și filma. Fetele, printre care și minore de 13 ani, erau răsplătite cu alcool, substanțe stupefiante sau bani. În urma unor îndelungi audieri, bărbatul și-a recunoscut faptele, iar inițial i-a fost pus sechestru pe bani și pe mai multe bunuri, printre care imobile. După decizia pronunțată de Tribunalul Bacău, acesta a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru proxenetism, influențarea declarațiilor și răzbunarea după ajutorul dat justiției. Mai mult decât atât, acesta va trebui să plătească victimelor sale și daune morale care însumează 19.000 de lei. Decizia însă poate fi atacată cu recurs. După 16 ani, era Merkel i-a sfârșit astăzi. Cine va fi noul cancelar al Germaniei și cum arată acum țara pe care o preia, aflăm imediat la Focus, la prima oră, de la analistul de politică externă Ștefan Popescu. Cei doi tineri din Franța care s-au filmat în timp ce dansau manele pe o mașină de poliție au fost reținuți pentru 24 de ore. Totul a ieșit la iveală după ce imaginile au fost postate pe o rețea socială, acolo unde au fost văzute și de oamenii legii, care s-au autosesizat și au identificat pe cei doi dansatori de ocazie. Imaginea a fost filmată în localitatea vrânceană Timboiești. Cei doi băieți de 15, respectiv 16 ani, au găsit mașina poliției parcată. Au profitat de faptul că agenții nu se aflau prin preajmă și s-au urcat pe portbagajul mașinii. Au pus manele, au început să danseze și, mândri de ceea ce au făcut, au postat clipul pe rețelele de socializare. Așa au fost văzute imagine și de polițiștii care s-au autosesizat. Deși polițiștii nu se aflau în apropiere în acel moment, iar tinerii probabil au crezut că gestul lor nu va avea repercusiuni, la scurt timp au fost identificați de polițiști. Aceștia au fost conduși la sediul subunității de poliție, iar cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Imaginile postate de cei doi tineri au strâns sute de comentarii și au fost distribuite de peste 1000 de ori. Măsuri mai blânde pentru zilele de sărbători. Noaptea vom circula fără restricții, iar masca nu va mai fi obligatorie pe stradă. Dacă până acum persoanele neimunizate nu puteau intra în mall-uri, de acum acestea ar putea avea acces în centrele comerciale doar cu un test negativ, certificatul de vaccinare nemai fiind obligatoriu. Pentru a intra în vigoare, măsurile propuse aseară de Comitetul Național pentru Situații de Urgență trebuie aprobate în ședința de guvern de astăzi.
eliminarea interdicțiilor de circulație a persoanelor în cursul nopții. Crește intervalul orar de la 21 la 22 pentru toți agenții economici, care includ magazine, restaurante. Se elimină obligativitatea purtării măștii în toate spațiile deschise și rămâne limitată la spațiile deschise aglomerate, și anume vorbim aici de stații de autobuz, locurile unde se formează cozi, piețe, târguri. Permiterea accesului în mall-uri, magazine mari, inclusiv vorbim aici de cele care nu sunt esențiale, se va permite nu numai persoanelor vaccinate și trecute prin boală, dar și persoanelor care sunt testate cu un test PCR de 72 de ore sau test antigen de 48 de ore. Toate activitățile care erau limitate până la 30% vor fi permise până la 50%. Aici vorbim de cinematografe, teatre, activități sportive. Cât despre nopțile de Crăciun și Anul Nou, relaxările sunt și mai mari. Pentru nopțile de Crăciun și Anul Nou, noaptea de 24 spre 25 și 31 spre 1. Nu vor fi restricții referitoare la ora până la care vor fi deschise restaurantele sau vor fi funcțional operatorii economici. Deci pot fi pe toată durata nopții, dar cu limită de 50% la locurile care pot fi ocupate și cu prezentarea certificatului de vaccinat trecut prin boală sau testat. Totodată, la unitățile de cazare, unde nu există limită la capacitate, până acum erau doar permise pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală, acum se introduc și persoanele testate. Măsurile propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență trebuie aprobate acum prin hotărâre de guvern. Din cauza pandemiei și a restricțiilor de călătorie, tot mai mulți români renunță la vacanțele în străinătate. În topul preferințelor este acum Sinaia și Poiana Brașov, însă cele mai mari surprize vin anul acesta din Delta, acolo unde nu mai este niciun loc liber pentru revelion. Detalii ne aduce acum chiar colega noastră, Alina Cichi. Punctul zero al vacanțelor de iarnă îl reprezintă Poiana Brașov și asta nu mai e o surpriză, pentru că rezervările s-au făcut deja cu multe luni înainte. E adevărat și Rânca, acolo unde s-a depus un strat consistent de zăpadă, dar și Azuga și Bușteni reprezintă destinații favorite ale românilor. Și asta nu mai e de mirare, pentru că românii aleg să petreacă aici, nu mai pleacă în străinătate. Tur operatorii oferă un procent ridicat. Iată că 60% dintre românii care alegeau destinații precum Elveția sau Austria în anii trecuți, preferă să rămână aici. De Crăciun, 70% din locurile de cazare sunt deja ocupate, astfel că e un procent destul de ridicat față de cel de anul trecut de 25%. Și băile Herculane sau băile Felix reprezintă stațiuni favorite ale românilor. Să vorbim un pic despre prețuri în Poiana Brașov. De Crăciun, turiștii pot opta pentru o cazare la un hotel de 4 stele, 3 nopți de cazare cu mic dejun inclus, prețurile sunt de 650 de lei, în Bușteni ceva mai scump, 780 de lei, iar la băile Herculane 1000 de lei, asta incluzând și masa festivă de Crăciun. Surpriza o reprezintă Delta, acolo nu mai găsim niciun loc de cazare disponibil pentru Revelion. Dacă vă grăbiți însă, mai puteți găsi locuri pentru Crăciun cu prețuri începând de la 130 de euro. Dacă însă preferați să ieșiți din țară, iată că în Italia prețurile pornesc la un hotel de 4 stele de la 1400 de lei, iar în Austria prețurile pornesc de la 500 de euro de persoană. Era Merkel se încheie. Socialdemocratul Olaf Scholz va prelua puterea astăzi. Bundestagul îl va desemna oficial în funcția de cancelar al Germaniei. Prima femeie care a condus vreodată Germania, Angela Merkel, s-a aflat 5860 de zile la putere. Au fost 16 ani de decizii, controverse și crize. Merkel is going to be strongly missed. I think so. I will miss Merkel very much. Because I'm a fan of her. Yeah. I think it will be very hard for every candidate who comes next or the next chancellor to fulfill this role, because there will always be this comparison to Merkel. Manchmal das Gefühl gehabt, dass sie
keine Meinung hat. Also sie war halt da, sie war der Chef, aber so richtig Chef war sie eigentlich nicht, Chefin. Discutăm despre acest subiect cu invitatul nostru de la această oră, care este analistul de politică externă Ștefan Popescu. Bună dimineața, mulțumim! Bună dimineața! Bună dimineața! Bun. În 2005 Germania arăta într-un fel. Asta se întâmpla cu 16 ani în urmă, atunci când Merkel ajungea să fie la putere. Cum arăta atunci Germania față de 2021? Din punct de vedere economic arăta mult mai prost. Angela Merkel a refăcut echilibrele bugetare, a adus Germaniei o poziție financiară foarte solidă, poate cea mai solidă poziție din toată lumea occidentală, a transformat-o într-o adevărată putere comercială globală, ceea ce a adus excedente bugetare colosale, a redus șomajul la jumătate, când a preluat era aproape șomajul undeva la 11 și ceva la sută, acum este undeva la 5%. Desigur, disparitățile rămân, pentru că sunt foarte multe locuri de muncă prost remunerate. Există încă diferențe între landurile din fosta Germanie Federală și RDG, Republica Democrată Germană, fostă comunistă, dar per ansamblu este un bilanț pozitiv, o țară care a cunoscut o deschidere extraordinară, pentru că a fost unul din cancelarii care a călătorit cel mai mult, foarte mult s-a deplasat în China, foarte mult s-a deplasat în Africa, deci în acele zone emergente unde Germania a devenit un furnizor de prim rang și desigur a apărat interesele Germaniei în Europa și nu numai, cu o foarte mare tenacitate. Dovada ultimă este apărarea acestui proiect energetic cu Rusia, Nord Stream 2, care să aducă gazul rusesc în Europa, în Germania în primul rând, dar apoi în toată Europa prin Marea Baltică, pe care l-a apărat în ciuda presiunilor și sancțiunilor americane. Ștefan, apropo de presiuni, de sancțiuni, care sunt în opinia ta cele mai controversate momente din acești 16 ani? În primul rând, criza migratorie. Criza migratorie din 2015, când Angela Merkel a deschis porțile Germaniei pentru a primi un milion sau peste un milion de migranți. În al doilea rând ar fi gestionarea crizei grecești. În momentul în care în 2015 criza greacă a ajuns, a dus țara la o incapacitate de plată, Angela Merkel s-a arătat foarte intransigentă, ceea ce a permis Chinei să cumpere la prețuri derizorii anumite infrastructuri strategice ale Greciei, cum este portul Pireu, având astfel la dispoziție o adevărată poartă de intrare în Europa. Și în al doilea rând a spune că Angela Merkel nu a venit cu o idee pentru Europa. Ea a asigurat acea stabilitate și creștere necesare Germaniei, dar nu s-a remarcat, pentru că știu că discursul este de a o prezenta ca pe o mare europeană, o mare apărătoare a Europei. A păstrat un echilibru care să asigure Germaniei acea forță economică pe continent, a pledat foarte mult pentru rigoarea financiară care avantaja Germania, pentru că euro esențial este practic marca germană. Bun, dar și în condițiile astea, da, cine este noul cancelar și cum va putea el influența viitorul Uniunii Europene? Multă lume spune că e greu să intri în încălțările lui, da, Merkel. Da, dar este un continuator. Aș spune că este mai mult un continuator, deși este socialist. El i-a fost vicecancelar din 2018 și ministru al finanțelor. Chiar el a vorbit despre continuitate cu Angela Merkel, în ciuda culorii spre stânga. Încă ceva, vedeți că Angela Merkel n-a reușit, din punct de vedere politic, să-și asigure o succesiune la dreapta. De asta partidul ei, practic, s-a prăbușit în sondaje în ciuda popularității ei extreme. Practic, popularitatea ei a fost decuplată de partidul care a susținut-o la putere vreme de 16 ani. Dar știți foarte bine, germanii au tradiția coalițiilor și tradiția stabilității. Gândiți-vă că în ultimii 40 de ani Germania a avut numai 3 guverne. L-a avut din 1982 pe Helmut Kohl,
tatăl, am putea spune, spiritual al Angelei Merkel, din 1998 pe socialistul, social-democratul Gerhard Schröder și din 2005 pe Angela Merkel. Deci nu mă aștept la schimbări semnificative în ce privește noul guvern, noile orientări. Va continua pe aceeași linie, care este o linie dusă de Germania după al doilea război mondial, cu o continuitate remarcabilă. Ștefan, o să ne îndepărtăm puțin de subiect cu permisiunea ta și vorbim despre videoconferința de ieri dintre Joe Biden și Vladimir Putin, președintele american. Da. S-a arătat îngrijorat acolo de exercițiile armatei ruse la granița cu Ucraina, iar Putin i-a reproșat extinderea NATO. Care crezi că vor fi urmările discuției de aseară? Nu mă aștept la urmări foarte mari, dar este un prim pas într-un dialog mult mai amplu, pentru că, sigur, la noi se vorbește foarte mult că Rusia va invada Ucraina. Nu suntem într-o logică de invadare, suntem într-o logică de intimidare și presiune, nu la adresa Ucrainei. Ucraina este un obiect al relațiilor internaționale. Rusia intenționează să facă presiuni pentru a aduce Statele Unite la masa negocierilor pentru, ați menționat dumneavoastră mai devreme, pentru un lucru foarte important, și anume stabilirea frontierei între interesele Rusiei și cele ale Vestului. Asta este marea miză. Din păcate, pentru Ucraina, această frontieră trece tocmai prin Ucraina și, din acest punct de vedere, confirmă cele spuse mai devreme că este un obiect al relațiilor internaționale și nu un subiect. Mulțumim frumos, Ștefan Popescu, pentru intervenție. 2 ore și 1 minut au discutat cei doi președinți. Să sperăm că toată lumea va avea de câștigat în urma acestei discuții. Mergem mai departe. Pentru fiecare dintre noi, fericirea înseamnă altceva. Pentru unii, gesturi mari, pentru alții, lucruri mărunte. Există totuși oameni pentru care fericirea înseamnă acasă, dar nu toți au avut norocul să se nască într-un astfel de loc. Însă acolo unde sunt nevoi și lipsuri, Dumnezeu trimite oameni care să le acopere. Pentru 10 copii din Cluj este mama Adela, cea care le-a oferit șansa să simtă iubirea și căldura unei familii. A reușit pentru că nu a încetat să creadă în bine și să împartă bucurie. Cum e Adela? O iubiți mult pe Adela? Da! Ea este Adela, sau cum o privesc cele 15 perechi de ochi inocenți și recunoscători, mama Adela. În urmă cu 7 ani a luat ființă Căsuța Bucuriei, locul pe care copiii care s-au născut în familii cu probleme îl numesc acasă. Adela reușește să le ofere aici șansa la educație și la o viață normală. Le dă zilnic tot ce are ea mai bun, de la cunoștințe, la răbdare și dragoste. Au fost niște ani frumoși. Pot să zic că mi-au adus multă satisfacție pe plan profesional, mi-au adus satisfacție și pe plan emoțional, pentru că până acum am avut în grijă și ne-au trecut prin mână 15 copii de care suntem mândri. O parte au plecat, o parte încă sunt la noi și suntem așa, ne simțim împliniți, bucuroși și când ne uităm în spate, putem să spunem că am reușit cu acești copii. Copiii din familia Căsuța Bucuriei locuiesc împreună și se comportă ca frații. Adela s-a străduit în tot acest timp să le sădească în suflete sentimentul că aparțin cuiva, că nu sunt singuri pe lume. Pentru mine Căsuța Bucuriei este un proiect de suflet. Cred că este un proiect la care am visat dintotdeauna și l-am pus în practică și vreau să zic că am în spate niște oameni minunați care mă ajută și mă susțin, care fac parte din bordul asociației. În Căsuța Bucuriei, pe lângă dragoste, copiii primesc și ceea ce lor le-ar fi lipsit mult în familiile în care s-au născut. Educație. Echipa roșie, gata să răspundă la întrebări? Da! Care este cel mai înalt munte? Everest. Care este cel mai mare deșert? Sahara. Și așteptam la mântirii cu? 2. Așa, și cu ce mai aici? Cu 37. Mă bucur să aud asta. Adela este întruchiparea multor calități. Poate să fie o mamă duioasă, atentă și foarte bună cu copiii, foarte înțelegătoare, dar în același timp știe să pună ordine și disciplină în tot ceea ce înseamnă activitatea fiecăruia în căsuță. Din mâinile Adelei au ieșit oameni. Andreea este unul dintre ei. La 26 de ani a terminat deja 2 facultăți, iar acum s-a întors în centru și îi ajută pe cei mici la teme. Spune că din prima clipă în care a trecut pragul căsuței, a simțit că a găsit tot
ceea ce îi lipsea. Adela este pentru mine în primul rând o mamă care mi-a oferit sprijinul și ajutorul atunci când am avut cea mai mare nevoie și a fost persoana cea mai de încredere în care am putut să-i destănui sentimentele mele, cum mă simțeam eu zi de zi și a fost cea care m-a ajutat să mă dezvolt atât emoțional cât și pe plan profesional. Deși în căsuța bucuriei este mereu voie bună, pe Adela nu au ocolit-o greutățile de-a lungul timpului, însă pentru ei și datorită copiilor care însuflețesc căsuța bucuriei, a găsit mereu puterea de a merge mai departe. Datele despre vreme. Georgia despre vreme. Bună dimineața din nou tuturor. Georgia cu ploile, cu precipitațiile mixte, Georgia, de fapt, cu tine, în general. Vin mai cu cadouri. Da, da, astăzi sunt anunțate ploi la noi în capitală. Mâine nu se mai anunță, dar rămânem în general cu vreme mohorâtă, închisă, chiar dacă mai cresc ușor valorile termice. Mâine se mai încălzește în toată țara, mai puțin în Moldova, acolo rămâne rece. Va ploua în jumătatea de vest a țării, iar ploile se vor extinde în toate regiunile, asta vineri, pentru că vineri sunt anunțate ploi în aproape toată țara, iar la munte, la Poviță și Ninsoare, da. Ce-i de toate în meniu? Nu se lipsește nimic. Vă dau detalii chiar acum. La noi se răcește în jumătatea de nord, iar în restul țării temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. În sud, est și centru, vremea va fi închisă și sunt anunțate ploi și ninsori. Va ploua în Muntenia, în Dobrogea, izolat și în Oltenia, iar în Moldova și local în Transilvania sunt anunțate ninsori. Și la munte să știți că o să ningă temporar, iar în Carpații de curbură vântul va viscoli zăpada. Maximele astăzi se vor situa între minus 3 grade în nordul Moldovei și 9-10 grade pe litoral. Mâine mai cresc temperaturile, mai puțin în Moldova, unde rămâne rece și închis și va fi ceață. În jumătatea de vest, după orele amiezii, ploile se vor extinde, iar la munte vorbim de ploi și la Poviță. Și tot acolo vântul o să bată cu putere, în special la altitudini mari meridionali, unde va prinde viteze de peste 70-80 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime mâine pornesc de la 0 grade în nordul Moldovei și se opresc undeva pe la 12 în sudul Dobrogei. În capitală, astăzi vremea va fi tot mohorâtă, de dimineață va ploua trecător sau va burnița, iar temperatura maximă o să urce până pe la 6 grade. Mâine se mai încălzește ușor, dar la primele ore ale dimineții o să fie ceață, maxima va fi în jur de 8 grade și să știți că vineri se mai încălzește, valorile termice vor urca peste normalul perioadei, cu toate acestea, pe parcursul zilei cerul va fi înnorat și o să avem o temperatură maximă ce va ajunge până pe la 9 grade. La munte atmosfera se menține închisă, să va ninge în Carpații Oriental și de curbură, iar în celelalte zone pe arii mai restrânse. Pe creste vântul o să sufle cu putere și va spulbera zăpada. La Păltiniști temperatura maximă va fi cu plus astăzi, iată, sunt anunțate un grad, iar la Predeal și Stâna de Vale vor fi minus 2 grade, în timp ce la Sinaia vom avea minus 1 grad. Mă întorc la voi acum, ne revedem mâine dimineață. Mulțumim tare mult, Georgia! Mașinile zburătoare încep să devină realitate. În curând, autoritățile de la Paris vor începe testarea taxiurilor aeriene. Când le vom putea vedea pe cerul capitalei franceze, aflăm în scurt timp după publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit, doamnelor și domnilor. Incendiu puternic aseară într-o localitate din județul Botoșani. 8 tone de furaje s-au făcut scrum din cauza unei țigări aprinse care a fost aruncată pe jos. Pompierii ajutați de săteni au reușit să stingă flăcările înainte de a se extinde la depozitele din apropiere. Pentru a preveni incendiile, autoritățile le recomandă fumătorilor să fie atenți atunci când își sting țigările. Știți expresia aceea care spune ce n-a văzut Parisul? Ce n-a văzut Parisul. Capitala Franței va începe în curând faza de testare pentru taxiuri aeriene. Acestea vor fi un mijloc inedit de mobilitate pentru sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice din 2024. Luci Popa și Dan Scarlat, colegii noștri de la emisiunea Autocoloana de Direcție, au mai multe detalii, să-i urmărim. Hei, bă-
Bună dimineața! Bine ați venit la coloana de direcție. Eu sunt Luci Popa, alături de mine este omul care nu s-a calificat în a fi elf pentru Moș Crăciun, Dan Scarlat. Și... puteți să spuneți Rudolf astăzi, nu e nicio problemă. Ce faci, Rudolf? Bine, să-ți vă roșesc nasul. Exact, că este frig, dar cu toate acestea, noi aici, la Focus la prima oră, încercăm să vă aducem cele mai noi știri din domeniul auto. Iar astăzi, știrea vine de la automarket.ro și este despre taxiuri. Dar nu orice taxiuri, ci taxiuri zburătoare. Cu aripi. Nu, de fapt fără aripi în cazul ăsta. Fără aripi. De fapt ce au făcut? Au luat Sania lui Moș Crăciun, au clonat-o și acum zboară. Nu. Este vorba despre taxiuri zburătoare ce vor transporta echipele și atleții la jocurile olimpicele de la Paris din anul 2024. Momentan, aceste taxiuri sunt prototipuri de la mai multe companii, printre care Airbus și alte asemenea, și fac... Avem aici Velocopter, Joby Aviation, Lilium, Vertical Aerospace Group și Airbus, cum ai spus? Corect. Iar aceste taxiuri zburătoare sunt în faza de testare, ceea ce înseamnă că au 3 ani de zile să vedem dacă funcționează. Acum, dacă au ajuns atât de departe, probabil că vor funcționa și... că de-aia am ales această știre de la Automarket pentru coloana de direcție, pentru știrile auto venite direct din portbagajul Moș Crăciun. Ne apropiem de conceptul de mașină zburătoare, în sfârșit. Practic, ideea de mașină, sau conceptul de mașină și conceptul de avion, au mers împreună, mână în mână, încă de la apariția lor, de undeva de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Mai mult de atât, dacă experimentul reușește, planul este ca acest serviciu de taxiuri zburătoare, care în esență sunt niște drone, să continue să opereze între cele două aeroporturi din Franța sau între aeroport și o zonă din oraș. Zonele unde vor fi amplasate jocurile olimpice, cam asta va fi idealul. Să sperăm că, Doamne ferește, nu se va întâmpla vreun accident și nu va cădea una din aceste drone, una dintre aceste taxiuri zburătoare, pentru că va fi o adevărată tragedie. Acesta este singura mea rezervă cu privire la aceste taxiuri zburătoare. Însă, francezii au promis că dacă experimentul va fi un succes, aceste taxiuri vor fi puse la dispoziția publicului, care vor putea închiria aceste taxiuri zburătoare să se plimbe prin Paris. Ceea ce... foarte interesant este că aceste taxiuri zburătoare, mașini zburătoare, drone, cum vreți să le spuneți, sunt autonome. Da? Deci nu veți putea să vă plimbați cu ele, să faceți curse, liniuțe și eu știu ce vă mai trece prin cap cu ideea de mașină zburătoare. Asta este... ele sunt autonome, dar la Jocurile Olimpice vor avea un pilot acolo care, în caz de vreo defecțiune, să preia... va da la pedale. Va da la pedale, exact. Dar Jocurile Olimpice sunt probabil unul dintre cele mai mari evenimente de promovare pentru orice brand și orice nouă tehnologie, așa că, de ce nu, până la urmă, eu apreciez progresul, apreciez tehnologia, apreciez inovația și consider că deocamdată este o idee bună. Mă bucur că au 3 ani de testare, pentru că nu aș fi vrut să scoată 3 drone să plimbe atleții și să nu ar fi avut câteva mii de kilometri sau mii de zboruri. Eu sunt sigur că va funcționa și chiar va fi una dintre cele mai interesante lucruri pentru mine în cadrul acelor jocuri. Vreau, adică aș vrea chiar să merg acolo și să testez una. Doamne ajută! Mai vedem. Și în Jocurile Olimpice din 2028, nu știu unde vor fi organizate, va fi și o probă de împușcat drona. Da. Și cam aceasta a fost știrea de astăzi. Sunt curios ce părere aveți voi despre aceste drone zburătoare, aceste taxiuri zburătoare pe care francezii vor să le implementeze peste 2 ani. Vă mulțumim pentru atenție. Ne vedem în fiecare zi aici la Focus la prima oră, începând cu orele 9:30. Și nu uitați, emisiunea Coloana de Direcție revine sâmbătă de la ora 12. Și nu uitați, nu contează cât de lung sau cât de greu este drumul, importantă este direcția și de data asta este în sus. Celebrul top model Gisele Bündchen a salvat o testoasă de mare prinsă într-o plasă de pescuit chiar în timp ce se plimba pe plajă. Supermodelul a găsit testoasa eșuată la mal și a postat pe rețelele sociale momentul în care o trimite înapoi în ocean. Modelul a tras un semnal de alarmă cu privire la cantitatea enormă de plastic și de deșeuri care sunt aruncate în apele planetei. Gisele și soțul ei, fotbalistul Tom Bradley, sunt activiști convinși și au avut de-a lungul timpului numeroase campanii împotriva poluării.
Aceasta a fost ultima oră de Focus la Prima Oră. Nu rata distracția! De la ora 15, fetele sunt gata de o nouă aventură. Ioana, Giulia și Gabriela te invită să fii alături de ele la Hai cu Fetele. De la ora 20, umorul are altă valoare, numai la Florin Călinescu Show. Pe noi ne puteți găsi pe Facebook, Focus la Prima Oră, pe WhatsApp și Telegram la numărul de telefon 0720111199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Ne puteți urmări și pe primaplay.ro, platforma noastră de conținut digital. Dar mâine dimineață, de la ora 7 fix, suntem din nou aici alături de voi. La revedere! O zi bună! Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.